Hello dragii mei și iată-ne din nou la un nou videoclip. Astăzi am filmat videoclipul mult dorit și așteptat, cel de Crăciun. Ne-am apucat să decorăm în casă. E prima dată când decorăm aici acasă, vedem cum ne-a ieșit, să ne spuneți și nouă dacă vă place ce am făcut. Și da, am avut și ajutoare, a fost și filmul care m-a ajutat. Sper să vă placă. Am încercat să dau un speed, să nu stea foarte mult la curățenie și la amenajat, și am încercat să dau pe speed foarte mult. Am mai pus muzică pe fundal să vă creez o atmosferă plăcută și vă doresc spor la vizionat. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm Aici am început prin a schimba fețele de perină, le-am dat jos pe cele de toamnă și le-am pus pe cele de iarnă. Acestea vi le-am arătat în haul trecute că le-am luat de la H&M Home. Vreo două bucăți aveam de anul trecut când au fost reduceri, le-am cumpărat, și vreo două am de anul acesta. Aici în living m-am apucat să fac o coroniță. M-am uitat foarte mult pe Instagram și pe Pinterest și am văzut niște idei foarte drăguțe. Și cea mai simplă mi s-a părut aceasta cu un umeraș din metal foarte subțire care se poate manevra ușor. Se taie partea de sus și, după cum puteți vedea la mine, se bagă globuri foarte multe, de la început până la sfârșit. Și băgați globuri de diferite mărimi. Eu am pus mărimi mici și medii și da, mi se pare că arată foarte ok și de efect. Am băgat globurile care nu le mai folosesc acum, mi s-a părut cel mai ok. Am zis, decât să le țin într-o cutie și să nu le folosesc, mi-ar părea rău. Și am încercat să le bag în acest proiect și a ieșit super drăguț. Coronița se face foarte ușor. Dacă nu sunteți întrerupți ca mine, o puteți face foarte lejer în 20 de minute. E și relaxant la un moment dat. Mie îmi picau foarte multe din ele, nu știu care a fost faza, probabil, nu știu, proastă calitate, nu știu, de la Kaufland le-am luat în anii trecuți. Dar văd că multe îmi pică de pe sârma aceea cu care sunt prinse și atunci tot le-am mai luat de jos și tot le-am mai prins înapoi. Dar în rest, da, după ce am făcut curința și am închis-o cu o pamblică, au stat, n-au mai picat, a fost ok. Uitați, aceasta este coronița, este rezultatul final, nu mi-a luat foarte mult timp să o fac, maxim jumătate de oră dacă aș fi neîntreruptă de copil, aș fi făcut-o în jumătate de oră. Și da, puteți să faceți și voi, e un proiect drăguț, aștept să văd pozele voastre. Me right off my feet.
Aici Rico a avut nevoie de un pic de afecțiune și am stat un pic cu el și după aceea ne-am apucat iară să împodobim brăduțul. Aici m-am apucat să șterg comoda un pic de praf ca să pot să o decorez de Crăciun. Am șters așa în mare cu niște șervețele antibacteriene și da, imediat s-a curățat, n-a fost multă mizerie pe ea decât praful ce se adună în timpul zilei. După cum puteți vedea, m-am apucat de decorat. Prima dată le-am pus așa în mare și după aceea, uitându-mă din spate, mi s-a părut că e mai ok dacă le schimb și am mai pus florile în partea stângă și brăduțul în partea dreaptă. După aia, ușor, ușor, am început să pun și șosetuțele alea de Crăciun. Mi s-a părut că alea dau așa un efect foarte fain. Iar în partea dreaptă a livingului avem canapeaua. În stânga am pus o păturică roșu cu alb care merge foarte bine cu cele trei perini de la H&M și încă o perinuță din bastonaș. Aici este și din bucătărie, am încercat să decorez un pic și aici, am mai pus o șoșetuță și un pic în colțișor acolo am pus felinarul, ceva brăduț și ceva așa să arate a Crăciun. Iar pe geam am pus acest brăduleț drăguț, l-am de câțiva ani de la Jumbo și acum este al lui Ericuțu, că e așa micuț ca el. Cam acesta a fost videoclipul ce l-am filmat. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți videoclipul din acestea în continuare, dați-mi un like și subscribe. Iar noi ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Ciao!